Apoi un bărbat spuse: vorbește-ne despre conștiința de sine. Și el răspunse zicând: inimile voastre cunosc în tăcere taina zilelor și a nopților, dar urechile fiecăruia însetează după sunetul cunoașterii din inima voastră. Ci voi ați vrea să cunoașteți în cuvinte ceea ce deja știți din gânduri, ați dori să atingeți cu degetele trupul gol al viselor voastre. Și este bine că voiți aceasta. Izvorul ascuns al sufletului trebuie să țâșnească și apoi să alerge murmurând către mare, iar comoara adâncurilor voastre fără sfârșit vrea ochilor să se arate, ci nu există balanță pentru a cântări necunoscuta voastră comoară și nu cercetați adâncurile conștiinței voastre nici cu prăjina, nici cu sonda, fiindcă euul omului este ca un ocean fără hotare și de nemăsurat. Nu spuneți nici când am aflat adevărul, ci mai curând am aflat un adevăr. Nu spuneți am găsit cărarea sufletului, ci mai degrabă am găsit sufletul drumețin pe îngusta cărare. Pentru că sufletul aleargă pe toate cărările. El nu călătorește pe o anumită linie, nici nu crește asemenea trestiei. Sufletul se desface precum un lotus în petale, fără de număr.